Acum avem descrieri și noutăți pentru seturile Ninjago din vară. Fără să mai pierdem deloc timpul, hai să începem. Din fericire, este un singur set Ninjago Core și acela e setul 4 Plus. Nu am să vorbesc prea mult despre el, acesta îi include pe Kai și Zane în costumele lor Core și mai sunt doi șerpi. La construcții este un dragon, o motocicletă pentru răufăcători și un templu micuț de 8x8 staduri. Motocicleta Dragon de aura lui Jay, motocicleta este în mod predominant aurie cu doar câteva piese albastre. Acesta este mai mic decât alte motociclete Ninjago, dar modul prin care compensează este faptul că include o turetă neagră pentru răufăcători. La figurine este Jay în armura lui cu aripi de aur. Piesa de aripi e similară cu cea de la dragonii Evo, dar nu e aceeași piesă. Și cealaltă figurină e un samurai de cristal. Mai țineți minte când am zis că acel vehicul pentru Call ar putea fi interpretat ca diferite lucruri? Ei bine, avem un nou nume pentru setul ăsta și de asemenea nu prea se înțelege ce e. Calls Dragon Racer. Ok, deci știm că e ceva de viteză, dar ar putea să fie o mașină de viteză, o barcă de viteză, în continuare nu e clar. Acesta e un set tipic de 200 de lei cu un vehicul și 4 figurine. Nu este posibil să spunem încă funcțiile acestui vitezoman. Este opus față de motocicleta lui Jay, fiind predominant negru cu destul de puțin auriu. Cele două săbii de la spatele vehiculului sunt o piesă nouă des folosită de-a lungul wave-ului. La minifigurine sunt evident Cole, un samurai de cristal, Kai în armura lui cu aripi de aur, de asemenea este înarmat cu săbiile de la pachetul de bătălie, și Asfira într-o versiune de cristal negru cu flăcări roz, are o armură de cristal și o sabie de cristal. Cred că deja ați înțeles ce e grozav la acest wave. Jetul Dragon de aura lui Zane. Acesta are aceeași siluetă ca jetul lui Jay, două săbii ies din lateralele jetului, capătul este o piesă nouă, este predominant alb cu niște detalii aurii, are un cockpit albastru transparent, și un detaliu cu modele de șurican pe aripi, care sunt singurele lucruri albastre. La minifigurine, în afară de Zane, îl mai avem pe Cole în armura lui cu aripi de aur, alături de vrăjitorul Craniu cu o armură de cristal roz. Cole este echipat cu aceeași coasă de la pachetele de bătălie, iar vrăjitorul Craniu are o coasă și mai mare folosind noua piesă de sabie de cristal. Templul Regelui de Cristal. Templul consistă în total din 4 construcții. Cel mai mic din acestea sunt 3 pietre plutitoare, fiecare atașate de o placă cu un drum. A doua structură este două scări spiralate care se termină cu un mic altar cu o stea aurie. A treia e puțin mai mare, cu o scară lungă care duce la o piatră asemănătoare cu o stalactită. A patra este cea mai interesantă pentru că e cea mai mare structură, cu 3 cristale uriașe care ies din piatră, dar cel mai interesant lucru este închisoarea. Acestea stau atârnate pe lateralul unei stânci. La minifigurinele ninja sunt Kai, Cole și Zane, dar este posibil să mai fie unul în celulă. La răufăcător este un răufăcător necunoscut și un individ negru cu 4 brațe și săbi roz. Să nu vă ridicați așteptările pentru că nu cred că e Garmadon. Regele de cristal. Într-adevăr, acesta e un robot pentru răufăcători, dar nu este un robot obișnuit pentru că e un robot centaur. Deci, cu alte cuvinte, va fi cam ca Orisa din Overwatch. Aș fi preferat să fie un robot biped obișnuit, pentru că chiar dacă va fi la fel de mare, multe piese se vor duce în acele extra picioare și corpul extra lung. Ceea ce înseamnă că nu va fi de aceeași statură ca alți roboți de același preț. Dar nu contează, eu susțin ca Ninjago să aibă idei noi și asta sună foarte bine. Deci, în continuare, ăsta e unul din seturile pentru care sunt cel mai entuziasmat. Acesta este în mare parte negru cu detalii mov și aurii. Un detaliu interesant e armura aurie de pe burtică care seamănă cu cea a lui Overlord. Ca și accesoriu, are o lance lungă cu un capăt de cristal. La figurine sunt doi samurai de cristal, o nouă figurină cu Harumi, o să vedem despre ce e asta, care are două săbi roșii, o nouă figurină pentru Lloyd care are păr și o mantie, și ar mai putea să fie încă o figurină în set, dar nu știm dacă e. Raiderul Dragon de aura lui Kai. Acesta seamănă cu setul Batman's Nightcrawler. Două brațe lungi țin roțile din față, roțile din spate sunt mai mari și mai aproape de vehicul, multe piese aurii, inclusiv noile piese de săbii, decorează vehiculul. La figurine sunt
4 samurai de cristal, Kai și Zayn în armura lui cu aripi de aur. Acesta aruncă aceleași piese de șurican ca la pachetul de bătălie. Sper că acest set va fi executat mai bine, pentru că atunci când mă uit la acel vehicul al lui Batman, efectiv nu înțeleg la ce mă uit. Ultra Dragonul de Aur al lui Lloyd. Acesta e exact cum sună, este un dragon uriaș cu 4 capete. Printre diferențe se numără faptul că nu mai are aripi din material, ci în schimb are aripile formate din 3 piese gigantice de săbi, similar cu Dragonul Overlord. Cele 4 capete de aur sunt modate și folosesc piese deja existente. Evident, este auriu, folosind piesa de pietre albe pe burtică. Setul are 9 minifigurine, un nou costum auriu pentru Lloyd, originalii 4 ninja, 3 robfăcători necunoscuți și încă un individ cu 4 brațe. Sincer să fiu, ăsta sună ca cel mai slab set din Wave. Samurai X mech-ul Niei. Din păcate, acest lucru confirmă 100% că ăsta e un mech pentru Nia. În principal este albastru cu picioare negre și brațe care au o tonă de detaliu auriu. Un lucru în particular interesant este un uriaș X roșu pe piept și 2 piese de cockpit de la Boulder Blaster pe negru folosite la picioare pentru a le da un design interesant și mai are 2 săbi uriașe aurii. Ca și construcție secundară este un dragon mic pentru răufăcători. Este similar în formă cu dragonul lui Unagami, 2 cristale roz îi ies din brațe, capul acestuia este modat cu o piesă nouă. La figurine sunt 2 samurai de cristal, Jay, Nia și băiatul meu Pythor într-o armură roșie. Setul ăsta mai are 2 figurine necunoscute care se presupun a fi Maestrul U și Scott. După aceste descrieri, seturile au început să-mi placă mai mult. În continuare susțin niște lucruri pe care le-am spus în primul video, dar sunt mult mai relaxat acum. Și cred că vă dați seama că sunt hype pentru ce urmează. Nu știu de voi, dar următorul sezon chiar sună de parcă ar fi...